Bună ziua tuturor celor care ne urmăriți și bine ați venit la această prezentare care reprezintă practic startul ediției de toamnă a Târgului de Carieră Feroviară în România. Numele meu este Mihai Roșanu și reprezint CFIR, iar în această după-amiază îmi face plăcere să-l invit în fața dumneavoastră pentru a deschide această ediție a Târgului pe domnul Amedeo Neculcea, director general adjunct la Grup Feroviar Român. Dânsul o să vă prezinte ce înseamnă Grup Feroviar Român și care este mediul de lucru din companie, care este strategia de personal pentru perioada următoare, atât din punct de vedere al angajărilor, cât și din punct de vedere al oportunităților oferite tinerilor prin cursuri de calificare și studii de formare a tinerilor absolvenți și masteranți ai facultăților tehnice, în special Facultății de Transport din cadrul UPB și a Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din UTCB. Pe tot parcursul acestei prezentări puteți adresa întrebări la secțiunea de comentarii și veți primi răspunsuri la finalul acestora. Înainte de a-i da cuvântul domnului Neculcea, doresc să vă reamintesc că mâine și poimâine au loc interviurile din cadrul Târgului de Carieră Feroviară în România și doresc să vă invit să intrați pe site-ul nostru www.cfir.ro pe pagina Târgului, iar acolo să identificați anunțurile care vă interesează și să vă înscrieți pentru un interviu. Grup Feroviar Român a venit la această ediție a Târgului cu 4 cursuri de calificare, anunțuri de angajare pentru mecanici de locomotivă și șef de tren, dar și oferte de muncă pentru tinerii absolvenți și masteranzi ai Universității Politehnică București și Universității Tehnice de Construcții București. Pentru a vă prezenta mai multe și a vă da mai multe detalii, voi pasa legătura domnului Neculcea. Da, mulțumesc că am preluat legătura, sper că mă auziți. Bună ziua tuturor și vă mulțumesc mult pentru invitație. Țin să apreciez inițiativa dumneavoastră de a organiza această platformă interesantă care se află la a cincea ediție și este un lucru foarte bun că aduceți în același cadru, în online, aici, atât angajatori cât și universități, și aduce de asemenea și doritori sau oameni interesați de domeniul feroviar pentru a-și face o carieră în această arie de activitate foarte interesantă. Eu sunt Amedeo Neculcea, după cum a zis, director general adjunct la Grup Feroviar Român și o să purced la o mică prezentare a grupului feroviar și a oportunităților din această companie. Am înțeles că, spre deosebire de ediția trecută, nu mai am niște restricții de timp atât de exacte, așa că putem să, nu neapărat să abuzăm, dar putem să ne lungim și cu eventuale întrebări și răspunsuri, cu unele descrieri, cu unele povești. Da, așa este. Sperăm să fie o discuție cât mai constructivă și interactivă până la urmă. Sigur că da. Atunci o să aduc eu prezentarea pe ecran. Ia să vedem dacă apare. E în regulă? Da, este bine. Da, o să vorbim deci despre Grup Feroviar Român mai întâi, care este o companie membră a Grampet Group. Grampet Group este deja la un statut de multinațională și una semnificativă în Europa, înglobând practic mai multe activități din domeniul feroviar, toate concurând în final, în vârful lanțului, să spunem, către efectuarea unui serviciu de transport feroviar performant către clienții transportului feroviar. Adică sunt companii constructoare și reparatoare de locomotive. În acest grup Grampet sunt companii care repară și construiesc vagoane. Sunt de asemenea companii care execută transport feroviar în România, în Ungaria, în Grecia, în Bulgaria, în Serbia, în Austria, da?
De asemenea, avem case de expediții care se ocupă de o relație mai atentă cu clienții, mai apropiată pentru tot felul de transporturi specifice și specializate. Și nu în ultimul rând, avem și o companie de dezvoltare software concentrată pe sisteme informatice, sisteme digitale pentru industria feroviară. Motul nostru e Motion is our business, într-adevăr, mișcarea este esențială. Hai să vedem cum merge următorul slide, dacă iată că a venit. Am putea surprinde compania în câteva cuvinte pivot, să le spunem. Unul ar fi viziunea. Viziunea noastră se referă în primul rând la inovații. Inovația care are în centru preocupărilor clientul. Despre ce e vorba aici? Deși transportul feroviar este unul care are o adevărată istorie, deci de dinaintea mijlocului secolului XIX, transportul feroviar a suportat o serie întreagă de modificări structurale, foarte importante. Și ultima modificare structurală majoră a fost aceea când în anii 90 s-a decis separarea exploatării de infrastructură odată și în pasul următor apariția sau implementarea competiției pe infrastructura feroviară. Deci după un secol și jumătate de structuri monopoliste în domeniul acesta feroviar, iată că la începutul mileniului 3 s-a stabilit pentru transportul feroviar din Europa, dar cu extindere și către alte continente, o nouă cale, și anume aceea în care competiția va face regulile între cei care au locomotivele și vagoanele și execută transportul pentru clienții finali, zona de monopol rămânând numai în domeniul administrării infrastructurii feroviare. Deci, la începutul anilor 2000 s-a făcut un salt, cum nu a mai fost până acum în istorie, doar în primele companii la apariția transportului feroviar în Anglia, când fiecare își construia o linie, își făcea rost de vagoane și locomotive și se concurau între ei, atunci a fost o perioadă în timpul romantismului feroviar când s-a întâmplat așa ceva, dar competiția era și între infrastructuri. Deci o astfel de competiție n-a mai fost, vă spuneam, pe durata unui secol și jumătate de istorie feroviară. Din anul 2000 a intervenit conceptul acesta de competiție care a produs mari modificări structurale și de abordare strategică. În acest nou context, practic, transportatorii feroviari, dar și infrastructura feroviară și, sau mai bine zis, administratorii de infrastructură feroviară, trebuie efectiv să se reinventeze, să statueze noi relații între administratori din țări vecine și noi relații între cel care exploatează un parc de vagoane și locomotive și cel care administrează infrastructura. În acest context, spațiul de inovare, spațiul de invenție este uriaș, pentru că trebuie să recunoaștem că acele structuri monopoliste aveau o anume performanță. În momentul în care cetatea s-a spart în mai multe bucăți, toate acele procese care înainte erau sub un singur sceptru, acum se află sub comanda mai multor actori. Ei, din cauza asta, putem spune că imediat după ce s-a întâmplat această liberalizare și competiție, calea ferată a înregistrat un regres și cu sprijinul politicului de asemenea, dar acesta poate fi recuperat prin inovații.
aspectele astea sunt în centrul preocupărilor noastre. Și bineînțeles, cred și a celorlalți operatori de transport care își pun la dispoziția clienților oferta. Când vorbim de strategie, ne gândim la dezvoltarea unor coridoare de transport fiabile care conectează Europa de Asia. Acum, acest enunț ar putea să pară un slogan, dar nu este așa. Și aș vrea puțin să insistăm puțin pe această chestiune, această preocupare a Grup Feroviar Român. O să aduc o hartă, că cel mai bine discutăm pe o hartă. Se vede harta, nu? E ok, se vede harta? Da. Se vede, ok. Da, e ok. Deci, noi știm că avem Europa și Asia, avem o situație atipică în care aceeași mare bucată de pământ nu este un continent, ci formează două continente. Cu toate astea, Europa și Asia, separată prin munții Ural, nu pot să stea separate. Și dacă la jumătatea secolului trecut se spunea că noi tindem să trăim într-un sat internațional, noi chiar o facem acum, dar iată că vorbim de două continente, Europa și Asia. Situația asta nu poate continua. Este clar că circulația informației odată, circulația mărfurilor liberalizată și circulația persoanelor face ca aceste două continente din ce în ce mai mult să se comporte ca un singur continent, acel continent Eurasia, pe care nu putem ignora, nu putem evita. Pe acest continent se derulează fluxuri foarte importante de mărfuri. Avem acel mare generator de mărfuri care este China, care transmite către Europa și nu numai cantități uriașe de marfă. Și știm foarte bine că din zona Chinei pleacă mărfuri odată prin partea de nord, prin Rusia, da? Prin Transiberian. Există un alt important coridor prin sud, deci acela e coridorul prin nord. Coridorul sudic, care o ia pe calea apelor, trece prin canalul de Suez, intră în Mediterană, da? Și eventual se duce la Rotterdam sau poate să vină în Turcia, Grecia sau România la Constanța, este un alt coridor, dar fluxurile de mărfuri sunt atât de mari încât ele nu pot intra în condiții optime doar pe aceste două canale. Și un al treilea canal, Middle Corridor, un coridor de mijloc care să vină dinspre China, prin Kazakhstan, Marea Caspică, după care prin Azerbaijan și Georgia, până la porturile Poti sau Poti și Batumi. Deci un al treilea coridor de mijloc capătă din ce în ce mai mare amploare și devine din ce în ce mai aielea. Deci el a ajuns în Poti, deja se discută pe astfel de teme și se depune eforturi uriașe din partea grupului Grampet acest coridor să continue cu către Constanța, Port și de aici către Europa Centrală. Deci, a lega mai tare Europa de Asia e un lucru care, într-adevăr, pare măreț, dar este la îndemâna noastră, pentru că avem portul Constanța are 154 de dane, are
32 de kilometri de cheuri. Este un port de 3 ori mai mare decât Odessa și de 3 ori mai mare decât Varna și Burgas la un loc. Da? Varna și Burgas la un loc sunt de 3 ori mai mici decât portul Constanța, care nu doar că este un port maritim, da? Este și un port fluvial. Da? Hai să ne uităm, e un port fluvial pentru că e conectat la canalul Dunăre-Marea Neagră, această minune inginerească care are în total 95 de kilometri. Și, practic, prin acest hub impresionant, România poate deveni, într-adevăr, o platformă logistică extraordinară. Lucrurile astea nu sunt venite de la sine. Deci România, de-a lungul anilor, prin ingineri, prin, poate și prin oameni politici, au lucrat la așa ceva. Gândiți-vă că Dobrogea nu a fost o vreme partea a României sau, mă rog, a țărilor române. Iar numai în secolul 20 au fost două ocazii în care puteam să pierdem Dobrogea, cu tot cu portul Constanța și cu tot cu această extraordinară conexiune. Adică în 1918, la pacea de la Buftea, era cât pe ce să pierdem Dobrogea, iar în 1944, când Uniunea Sovietică a intrat aici, efectiv, soarta Dobrogei a fost pusă sub semnul întrebării. Să nu uităm că deja au construiseră o cale ferată de la Isaccea, care traversa până la Cardam, pe ecartament larg, o cale ferată care lega Uniunea Sovietică de Bulgaria și care a rezistat până la moartea lui Stalin. Deci, ceea ce are România, și anume controlul unei părți importante a Dunării, pentru că până la urmă suntem o țară dunăreană, o civilizație dunăreană, portul Constanța, pe care l-am tras și pe el aproape de Dunăre, este un dat pe care trebuie să-l apărăm și să-l valorificăm. Problema e că Dunărea e capricioasă, iarna îngheață, vara își scade șenalul navigabil și mărfurile care intră în portul Constanța pot fi transportate în condiții eficiente numai pe calea ferată. Pentru asta e nevoie de o voință extraordinară atât din partea operatorilor de transport, dar și din partea administratorului de infrastructură, din partea autorităților politice. Deci ideea unui coridor care să treacă prin România nu e ceva nou, e ceva care s-a întâmplat în istorie și nu vrem altceva decât să se repete. Cogălnicianu zicea: cheia mântuirii noastre este drumul Dunării spre Marea Largă deschisă tuturor. Același lucru spunem și noi, conștienți fiind că controlul sau, mă rog, capacitatea de a influența un astfel de coridor este de natură să aducă prosperitate națiunii care face acest lucru și e normal, ni se cuvine, suntem o țară dunăreană. Că tot ne-am întins către istorie, dacă ne amintim de coridorul de pe Nistru, care dădea în Cetatea Albă și pe care îl controla țara Moldovei, l-a controlat vreme de un secol, până când în timpul lui Ștefan cel Mare, la 1484, Cetatea Albă a fost pierdută în favoarea turcilor. Deci toate mărfurile care veneau dinspre Polonia, pe Nistru, către Marea Neagră, erau vămuite la Cetatea Neagră de domnitorii Moldovei, iar după acel moment Moldova efectiv a înregistrat un declin economic, nu a mai putut să susțină armate și bătălii cu Imperiul Otoman. Deci asta e ca cu titlul de exemplu, dar România a mai fost, a mai controlat astfel de coridoare și poate să influențeze în continuare doar dacă există într-adevăr
congruență de eforturi și de interese, atât la nivelul antreprenorilor, cât și la nivelul autorităților statului. Ok, hai ca să mergem mai departe. Să ieșim de aici. Da? Să intrăm în... în prezentare. Deci am discutat și de strategie. Să mergem la profesionalism. De fapt, prezentarea aceasta este despre profesionalism, pentru că Grup Feroviar Român încă de la apariția sa din 2001 a încercat să atragă foarte buni profesioniști în domeniu pentru a pune umărul la construcția unui operator de transport altfel decât cel cu care eram obișnuiți până atunci. Fiecare profesionist a venit cu ideile sale, cu ce trebuie făcut altfel, le-au pus la oaltă și a rezultat acest operator de transport 100% românesc, care face față cu succes competiției extraordinare care există pe calea ferată în România. Chestiunea este că profesioniștii nu pot fi neapărat mereu aduși din altă parte. Profesioniștii trebuie formați, trebuie cultivați în cadrul companiei, promovați și abia după aceea organizația să poată beneficia de aportul lor extraordinar. Mergem mai departe. Dacă ar fi să discutăm de câteva cifre, anul acesta, în octombrie, de Sfântul Dumitru, GFR a împlinit 20 de ani de existență. Își desfășoară activitatea aici 2700 de angajați, dar nu sunt suficienți, căutăm în continuare forțe de muncă noi. Vorbim de utilizarea, administrarea 16.500 de vagoane și 380 de locomotive. Ei, tot acest patrimoniu de material trebuie exploatat și trebuie utilizat cu maximă eficiență, iar lucrul acesta nu poate fi făcut decât cu cei 2700 de angajați, cu profesionalism și cu o gândire strategică foarte bună. În 2020, GFR a obținut primul certificat de siguranță emis de Uniunea Europeană, deci e un certificat unic la nivel european, având în vedere că România activează și în Grecia, pe lângă activitatea sa pe care o desfășoară în România. Deci, vorbeam de inovație. Inovația în Grup Feroviar Român se desfășoară pe trei coordonate, să zicem. Odată e în domeniul sistemelor digitale, care sunt de natură să optimizeze activitatea pe de o parte, iar pe de altă parte să îmbunătățească experiența pe care clienții noștri o au în raport cu serviciile pe care le punem la dispoziție. Odată pe zona de îmbunătățire a materialului rulant a vagoanelor, și aici să fac eforturi de
aducere de noi vagoane în parcul GFR, prin colaborarea pe care o avem, colaborarea extraordinară pe care o avem cu Reva Simeria. Avem un program de înnoire a parcului de cisterne, pe care îl derulăm cu dumnealor. Avem un program de remotorizare locomotive în cadrul GFR și, bineînțeles, avem o colaborare extraordinară cu Reloc, unde se lucrează și acolo, se inovează pentru îmbunătățirea situației locomotive. Întorcându-ne la partea de digitalizare, este foarte clar că saltul tehnologic în această zonă trebuie să fie foarte mare. Vedem un progres exponențial în domeniul informaticii care s-a produs în ultimii 20 de ani. De aceea, grup feroviar nu poate să rămână mai în spate. A creat portale dedicate clienților, a creat posibilitatea închierii și gestionării electronice a contractelor de transport, ceea ce înseamnă scrisoarea de trăsură electronică. A creat o aplicație foarte interesantă legată de comanda personalului de deservire a trenurilor, care a devenit un instrument de integrare a viitorilor profesioniști din grup feroviar român. O să mai discutăm despre poarta de intrare a absolvenților de facultate în grup feroviar român. Și a creat, bineînțeles, multe alte aplicații. Sunt peste 20 de aplicații informatice. Mare parte din ele sunt originale 100% grup feroviar român, realizate în cea mai mare măsură cu aportul neprețuit al Institutului de Tehnică de Calcul, care este de asemenea membru al Grampet Group. O să mergem mai departe. Nu o să discutăm de toate aplicațiile, pentru că am dorit să intrăm pe tărâmul formării profesionale. Vă spuneam mai înainte că GFR a simțit încă de acum 10 ani, în urmă a simțit faptul că e timpul să creeze mecanisme interne de formare a salariaților, de pregătire pentru a urca și a ocupa diverse poziții. Acest lucru a fost gândit a se întâmpla atât la nivel operațional, cât și la nivel central. Deci atât în zona personalului operativ, cât și în zona personalului de conducere. Astfel, cu ajutorul CENAFER, care este organismul de stat abilitat prin lege în acest moment ca să califice oameni în domeniul feroviar, deci cu ajutorul dumnealor, am reușit în ultimii ani să aducem în rândurile feroviarilor foarte, foarte mulți noi pretendenți la această experiență. De exemplu, în anul 2021 au intrat 42 de manevranți și acari. Deci vorbim de oameni care au urmat niște cursuri și care au fost deja integrați în grup feroviar român. 20 de șef de manevră, 22 de magazineri, 22 de revizori tehnici de vagoane și 168 de mecanici de locomotivă. Pentru anul 2022 vorbim ca cifre de personal de 20 de șef de manevră, 50 de șef de tren, 200 de mecanici de locomotivă. Aceasta e ceea ce ne propunem noi pentru 2022. Aș vrea să vă zic că există niște limite în sistemul acesta de formare, pentru că acești noi angajați nu pot fi luați din școală și puși direct să răspundă pentru mișcările de manevră sau de transport pe care le execută.
ei trebuie să treacă printr-un stadiu de pregătire mai puțin complex la anumite funcții, dar foarte complex în cazul mecanicilor de locomotive, astfel încât de la mecanic ajutor până la mecanic 1 în conducere simplificată, din experiența noastră și din statisticile pe care le deținem, parcursul acesta profesional durează undeva la 2 ani jumătate până la 3 ani. În ideea că noi ne adresăm prin intermediul acestei platforme și absolvenților de liceu, pentru că una din, să spunem, din țintele noastre este acea categorie a absolvenților de licee, de licee tehnologice, care ar putea să își formeze o carieră respectabilă în domeniul feroviar. Și de aceea aș spune câteva cuvinte despre meseriile acestea. Aparent sunt niște meserii, să spunem, dificile, grele, să spunem, șefii de manevră coordonează manevrele, practic sunt niște conducători care au în subordinea lor un manevrant, au un mecanic de locomotivă și execută manevre de compunere, de descompunere a trenurilor, manevra însemnând mișcarea materialului rulant de pe o linie pe altă. Este o muncă în aer liber, e o muncă care se desfășoară de cele mai multe ori în tură sau la comandă, dar e o muncă în natură, e o muncă frumoasă, e o muncă care păstrează îl păstrează sănătos și verde pe cel care execută această muncă. Munca se desfășoară cu un echipament de protecție adecvat, e 100% protejat prin instruirile pe care le face, prin cunoștințele pe care le acumulează în cadrul sesiunilor de instruire permanentă. Șefii de tren, pe lângă calificarea lor în domeniul strict al mișcării, capătă o calificare suplimentară în zona comercială, a relațiilor cu clientul, a manipulării documentelor de transport. De asemenea, are cunoștințe în legate de posibilitatea opririi locomotivei sau unui tren, dacă, de exemplu, mecanicul se află în dificultate. Șeful de tren este cel care preia comanda atunci când trenul este în staționare, dar atunci când trenul e în circulație, el este în subordinea mecanicului de locomotivă. Este o muncă în general itinerantă, o muncă în interiorul căruia pot să vizitez întreaga României. România văzută din locomotivă sau de pe un tren în mișcare e o Românie foarte interesantă, o Românie frumoasă, de care se îndrăgostesc toți cei care ajung să practice această meserie. Mecanicul de locomotivă e și el un personaj important al transportului feroviar, poate chiar aș spune al istoriei feroviare în sine. Este omul care, cu ghilimelele de rigoare, duce în spate trenuri grele de până la 3.000 de tone, trenuri care, să zicem, ar fi echivalentul a 50 de camioane. Da? Într-un tren mediu, să spunem 50 de camioane, dar dacă e un tren de maximă dimensiune, ar putea fi chiar de 100 de camioane. Deci, o echipă de tren înlocuiește 100 de camioane cu 100 de șoferi. Și dacă luăm și adunăm ce se întâmplă la o distanță medie de 220 de kilometri, cât e parcursul mediu al mărfii, înseamnă sute de mii de tone
de dioxid de carbon pe care transportul feroviar le-ar putea opri dacă ar înlocui transportul rutier. Deci, cam asta se poate spune despre aceste funcții pe care noi le promovăm în contextul acesta mai îngust, dar dacă vor fi întrebări suplimentare, cu cea mai mare plăcere o să dăm detalii. Trebuie să afirmăm clar că toată această formare profesională se face cu susținerea financiară a Grup Feroviar Român. Asta înseamnă că dacă absolventul de învățământ general obligatoriu sau de liceu îndeplinește condițiile de sănătate, condițiile medicale și psihologice, atunci el poate urma o școală în cadrul Grup Feroviar Român, susținut integral de Grup Feroviar Român, inclusiv să primească și o bursă pe durata studiilor, beneficiind și de cazare, deci are toate condițiile necesare ca să facă acea școală, care durează 6 luni în cazul șefului de tren sau a revizorului tehnic de vagoane și 9 luni în cazul mecanicului de locomotive. Aici, în imagine, avem o doamnă mecanic, pentru că trebuie precizat și faptul acesta. GFR a fost un deschizător de drumuri în promovarea meseriilor către partea feminină românească, invitând să parcurgă, să urmeze aceste școli și oferind locuri de muncă stabile pentru doamne. Nu numai aici, în domeniul mecaniciei, care era considerată o funcție rezervată exclusiv bărbaților, dar și, o să vedem, în domeniul exploatării, unde de asemenea au pătruns numeroase doamne, aducându-și aportul lor specific acestui domeniu. Vom vorbi puțin despre posibilitățile de evoluție profesională a tinerilor absolvenți de facultate care intră în cadrul organizației. În timp, am dezvoltat un sistem de promovare, de angajare și promovare profesională care începe de la nivelul studenției. Asta presupune o colaborare foarte strânsă cu Facultatea de Transporturi și pe perioada studenției am creat posibilitatea ca studenți de anul 3, începând anul 3, 4 și după aia de master, să se poată angaja la jumătate de normă în cadrul Grup Feroviar Român, astfel că avem un număr de posturi rezervate pentru cei care fac ingineria transporturilor. E vorba de 8 posturi la jumătate de normă și pentru cei care fac material rulant de cale ferată sau vehicule feroviare, cum se cheamă acum, un număr de 4 astfel de posturi. Ele sunt ocupate de studenți. În momentul eliberării, ele devin disponibile și angajăm pe ele alți studenți. Vreau să spun că ei sunt angajați pe niște posturi unde efectiv aduc plus valoare. Nu sunt posturi în care sunt angajați pentru a asista, pentru a învăța. Astfel de demersuri se fac în cadrul stagiilor despre care o să vorbim imediat. Deci începem colaborarea pentru doritori încă din timpul facultății și aceste locuri se ocupă, bineînțeles, în ordinea solicitării. După terminarea facultății,
poarta principală de intrare a inginerilor în domeniul acesta al exploatării este departamentul comanda personalului de deservire a trenurilor, unde tinerii ingineri pot fi angajați pe postul de logistician. Logistician 2, poziție în care, logistician trenuri marfă, poziție în care trebuie să îngrijească ca un tren de marfă să circule fără oprire din motive de lipsă de personal de deservire. Țara e împărțită în 7 dispecerate, logisticienii lucrează pe fiecare dispecerat, după ce fac 3 dispecerate și pot să lucreze învățând geografie feroviară, program de circulație și așa mai departe, pot trece în poziția de logistician 1. Astfel, de-a lungul se deschide un drum de evoluție profesională care se poate închide până la șef de dispecerat sau orice altă funcție din grup feroviar român. Deci, ce aș vrea să subliniez este faptul că în acest an, grup feroviar român a stabilit, a definitivat o strategie de recrutare, de formare și de evoluție profesională în interiorul companiei, astfel încât pentru cele 150 de poziții pe care le avem în grup feroviar român, avem nu doar condiții de angajare, condiții de experiență, condiții de vechime, ci avem specificate și posibilitățile de evoluție. Avem specificate instituția aceasta a derogării atunci când e cazul. Deci, orice angajat în momentul în care intră în firmă și lucrează în domeniul exploatării, fie la nivel central, fie la nivel operațional, el poate să știe din primul moment ce posibilități de evoluție are. Repet, e vorba de posibilități pentru că acest proces al evoluției este întotdeauna marcat de un sistem competitiv. Și cei mai buni accesează diverse alte poziții. În anul acesta, e un lucru demn de remarcat, pe două poziții cheie din departamentul exploatare, și anume șef al departamentului comanda personalului de tren și în poziția de șef tură dispecerat, avem doi ingineri din acest an, niște ingineri remarcabili care au ajuns în aceste poziții în urma acestui sistem de evoluție gândit în grup feroviar român. Au intrat ca logistician 2 și în decurs de 10 ani acești ingineri au crescut, au trecut prin mai multe poziții și acum se află în poziții cheie. Unul este Adrian Doltu și altul este Radu Cobianu. Îi felicit și pe această cale. Deci asta arată că sistemul de formare, de creștere instituit de DGFR este unul viabil, este unul care face cinste companiei. Nu e un secret că foarte mulți din cei care au crescut și au fost marcați de școala GFR au plecat și fac performanță în alte companii. Nu am reușit să-i păstrăm pe toți, dar cei care au rămas deja culeg roadele acestei stăruințe și nu e un eufemism când spunem că culeg roadele profesionalismului lor și a modului de abordare acestei chestiuni de către organizații. Cam astea ar fi de spus. Pentru cei care doresc să intre în cadrul organizației Grup Feroviar Român, au pe ecran datele de contact a Departamentului de Resurse Umane,
Avem aici două mail-uri și un număr de telefon pe care vă încurajez să le utilizați pentru a intra în contact, pentru a intra în dialog. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și dacă sunt întrebări, le discutăm cu cea mai mare plăcere. Da, aveți două întrebări. Principal, mă rog, că se leagă, sau probabil cel mai mare interes este pentru cursurile de calificare, de aceea poate ar fi bine să dezvoltați un pic acest subiect. Cineva care spune că deja s-a înscris și nu a primit încă niciun răspuns. Da. Cum trebuie și, al doilea, dacă au început înscrierile pentru mecanic de locomotivă, mă rog, i-am spus că chiar și în perioada târgului se fac selecții pentru aceste cursuri și când vor avea loc, propriu zis, aceste cursuri. Cursurile acestea se organizează și în raport cu două elemente variabile. Odată disponibilitatea lectorului care e de la CNAFER și odată în raport cu acumularea, momentul acumulării unei clase sau unui anumit număr de doritori. Din acest motiv trebuie să țină un contact direct cu Departamentul Resurse Umane 0372336142 și interior Resurse Umane. Să sune direct acolo și află toate informațiile necesare. Am înțeles. Bun. Mai e o întrebare aici, dacă se pot face înscriere acum pentru cursuri de mecanic de locomotivă și când vor începe acestea. Într-un fel, cred că am dat răspunsul. Ei trebuie să discute cu Departamentul Resurse Umane, să întocmească acel dosar, să-l depună și să mențină contactul. Cât mai des, pentru că dacă sunt foarte multe cereri, atunci se face o triere pe bază de interviu, întotdeauna. Dacă sunt mai puține cereri, atunci interviul tot are loc, dar sunt șansele mult mai mari să intre în școala care se pregătește imediat. Da. Ok, păi, mă rog, deocamdată văd că alte întrebări n-ar mai fi. Eu, cum am mai vorbit noi, cred că interesul cel mai mare este pe partea de cursuri de calificare și atragerea de tineri către acest domeniu. Dacă ne mai pune cineva întrebări, vi le vom adresa. Uitați, chiar acum a apărut. Pentru studenții care sunt în anul 4 de licență la vehicule pentru transporturile feroviare, ce posturi sunt? Sigur că da. Deci în anul 4, un student poate fi angajat cu jumătate de normă în grup feroviar român și avem fie filiera ce ține de vagoane și avem două posturi în zona Ploiești, acolo unde avem un atelier de reparații, fie pe zona de locomotive, unde avem tot la Brazi, avem o secție de locomotive unde poate fi angajat cu jumătate de normă, sau chiar la Chitila, unde avem la o remiză de locomotive și poate fi angajat la jumătate de normă. Nu în ultimul rând, poate fi luat în calcul și postul de la introducere date, care este în centralul GFR de pe fabrica de glucoză. Dar asta în măsura în care aceste posturi sunt disponibile. Da, am înțeles. Bun. Dacă nu mai sunt alte întrebări, nu știu, dacă aveți vreun mesaj, eu știu, și ceva pentru acest târg, să le dați mai multe detalii despre ce ofertă aveți chiar la târg.
Da, păi noi am venit pentru târg cu un deziderat, să spunem, îndrăzneț, pentru că am vrea să angajăm 100 de mecanici și 50 de șefi de tren și 15 absolvenți de facultate de transporturi și de construcții căi ferate, drumuri și poduri, la, în totalitate. Ar fi vreo 10 de la ingineria transportului și diferența din zona de material rulant, respectiv construcții căi ferate, drumuri și poduri. Noi așteptăm, îi asigurăm de o experiență foarte interesantă, toți inginerii beneficiază de un stagiu de pregătire, fie de 3 luni dacă intră în zona de logisticien trenuri marfă, unde acolo intră după aceea în contact direct cu fenomenul exploatării, fie de 6 luni dacă vor lucra la nivelul punctului de lucru. Nu e un secret că în ultimii 2 ani am angajat în jur de 25 de absolvenți, toți au parcurs stagiile la nivel de puncte de lucru în zona Bucureștiului. Posturile sunt cam ocupate, însă avem posturi libere unde vrem noi să creștem oameni de exploatare adevărați în zona Cluj, în zona Timișoara, în zona Suceava, Dornești, adică dorim să angajăm tineri ingineri pe care să inițiem în acest domeniu a exploatării feroviare pentru a prelua, la un moment dat, frâile conducerii unor anumite subunități. Da. Bine. Eu vă mulțumesc pentru această prezentare. Dacă vom mai avea întrebări, vi le transmitem, bineînțeles, pe e-mail și vă răspundem oricând și pe orice canal tuturor întrebărilor care ne vin din partea celor care ne urmăresc. Iar și eu vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și sperăm că demersul nostru este unul util atât pentru noi cât și pentru cei care caută să-și facă un drum într-o carieră feroviară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În final, aș dori doar să reamintesc că mâine și poimine au loc interviurile de la Târgul de Carieră Feroviară în România, unde GFR, bineînțeles, este prezent. Mai sunt prezente alte 9 companii și vă invit să intrați pe site-ul Târgului și să identificați anunțurile care vă interesează să vă înscrieți pentru un interviu. De asemenea, puteți să intrați oricând pe pagina cfir.ro să vedeți anunțurile de angajare, cursuri de calificare și alte oportunități la care puteți aplica oricând. Vă mulțumesc pentru vizionare.